Acești soldați negri zburători au o valoare incredibilă. Aproximativ 400.000 de larve pot fi adăpostite pe 7,5 metri pătrați. Cresc foarte repede, se hrănesc cu deșeuri și odată recoltate și uscate, masa uscată conține 35% grăsimi și 40% proteine. O sursă promițătoare pentru hrana animalelor. În 2006, doi frați au fondat compania Hermetia în Germania cu scopul de a produce din insecte hrană bogată în proteine pentru animalele de companie. A durat 10 ani până au obținut primul investitor. Problema era lipsa de cunoștințe, tehnologie și reglementări. Așadar, antreprenorii înșiși au devenit experți în domeniu, au dezvoltat o rețea cu diverse institute de cercetare și universități și, în final, au reușit să treacă peste toate etapele necesare pentru a obține permisiunea de a comercializa produsul lor. După 2011, rezultatele cercetării au confirmat efectele benefice ale hranei pe bază de insecte asupra unor boli de piele la câini. Împreună cu un raport al FAO din 2013, având ca subiect insecte comestibile, rezultatele obținute au declanșat o schimbare în percepția clienților. În zilele noastre, Hermetia este principalul producător de insecte din Germania, având printre angajați 50 de oameni de știință, ingineri și muncitori calificați. Reputația lor este bine stabilită și mulți oameni de știință internațional vizitează compania pentru a învăța din experiența lor. În prezent, produsul lor inovator este permis să fie utilizat ca hrană pentru câini și pești, dar pe viitor s-ar putea să fie permis și pentru animale de fermă. Prin aceasta, venind în întâmpinarea lipsei de hrană de pește, a defrișării pădurilor pentru producția de soia și scăderea emisiilor de CO2. Mai mult, deoarece există 2 milioane de insecte diferite în întreaga lume, potențialul acestei resurse neexploatate este imens.